Bună ziua, stimați spectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețui, unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. Sunt Marius Ursaru și de fiecare dată vom veni în sprijinul comunității de rom și nu numai, cu multe lucruri noi, cu tot ceea ce înseamnă până la urmă comunitatea aceasta de rom, prin tradiții, cutume și tot ceea ce înseamnă binele comunității noastre de țigani, exact cum îmi place mie să spun. Alături de mine, ca de fiecare dată, bineînțeles că la fiecare emisiune trebuie să ai pe cineva lângă tine și pe cine poți avea decât prietenii dragi și cei care până la urmă înseamnă ceva pentru comunitatea noastră de romi. Bineînțeles, voi începe cu bunul nostru prieten Ionel Bolteanu, zi și taximetrist. Bună ziua și bine vinte alături de noi, Ionele. Bună ziua spectatorilor și telespectatorilor noastre. Mulțumesc de invitație. Și iată că de mult timp n-am mai avut alături de noi o mediatoare pentru a vă informa despre tot ceea ce înseamnă medierea lor și cu ce se confruntă unele cartiere datorită faptului că mediatoarele ne aduc la cunoștință date concrete pentru a veni în sprijinul lor. O avem alături de noi pe Cristina. Bună ziua și bine a venit alături de noi, Cristina. Bună ziua și bine v-am găsit. Da, Cristina. Mulțumesc pentru invitație. Doamne, ce inimă mare ai tu. Și bineînțeles, alături de noi este papul în primul rând, papul al nostru, că acum uitam o CEO, papul, n-ai să te mai fenesc, si papul. Președintele Partidei Romilor Filiala Giurgiu și președintele Asociației Democratea Romilor 2012, Viorel Pană, cum este cunoscut de dumneavoastră, Virai. Bună ziua și bine ai venit alături de noi, bunul nostru prieten. Bună ziua adresa spectatorilor noștri și îmi pare rău că am mai lipsit așa de aici de la emisiune. Știind că oamenii ne așteaptă și le este doar de noi. Mă bucur că suntem din nou împreună și sunt ferm convins că o să facem treburi și mai bine pentru ei. Care fiecare dată pe Virel lovește modestia și bine că el acum este și în altă febră, febră că se apropie botezul pentru nepoțelul lui scump și drag și e un pic așa pierdut în spațiu, că nu știe, dar... Trebuie să pleci la mare. Asta e acum. Deci să ai liniștime, papo, că totul e spre bine, da? Așa. Iată că tema din această seară este o temă chiar tabu. Căsătoriile timpurii, noi vom avea și un material, fiindcă un grup de inițiativă a participat la un seminar care a avut ca temă o altă temă tabu, pot spune eu, violența domestică în rândul femeilor de etnie romă. Dar vom ajunge și acolo în timpul acestei emisiuni, dar până la urmă tind să cred că acest titlul Căsătoriile timpurii l-am reluat practic, fiindcă cu ceva timp în urmă am mai discutat tot despre acest fenomen, căsătoriile timpurii, deoarece chiar la școala 3, în urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel, nu? O săptămână, am fost la... Am fost la o acțiune care a avut-o ca promotor, în primul rând, cea care a fost promotare a fost Steluța Zlate și pe această cale o salutăm și noi, cea care este alături de noi și este profesoara de romanii. Te salutăm și noi, hai trăiți bactele, te del tot del busa stimos, ai seasă ca mestru că tu am dat chișei. Și chiar a fost invitați, pot eu spune, ne-am putut bucura de prezența bunului nostru prieten Duminică, gelul Duminică de el este vorba, și lăutari cu renume, a fost mexicanul cu trupa sa și chiar cu Sorinel necunoscut, unde au avut, practic, piesele pe care le-au cântat acolo au avut ca temă exact aceste căsătorii timpurii și prin acțiunea aceasta am dorit în primul rând să dovedim că noi, comunitatea de romi, suntem împotriva acestor căsătorii timpurii, sunt cutumele care într-un fel sau altul erau reprezentative pentru comunitatea de țigani, dar într-un fel sau altul noi suntem împotriva acestor obiceiuri străvechi, pot eu spune. Reprezentative nu au fost niciodată. Au fost pentru unele comunități, Virai. Nu, pentru că întotdeauna mamele copiilor erau cele care plângeau și nu-și doreau lucrul ăsta. Erau problema părinților în speță tații care, vezi tu, aveau, nu știu, chiar nu înțeleg de unde provenea această sau de unde vine, din cele mai străvechi timpuri pentru a-și, vezi, Doamne, căsători, mai degrabă îi spuneau că nu-i căsătoresc, că doar îi logodesc și ca fetița și băiețelul să știe că mai târziu vor fi împreună. Dar lucrurile se întâmplau, din păcate, cu totul altfel. Ei își pierdeau, copiii își pierdeau copilăria la o vârstă foarte, foarte, foarte primă.
Ei, iată, vezi că într-un fel sau altul această temă încă mai naște polemici și de o parte și de alta, chiar și din partea noastră a romilor, dar în mare parte a cetățenilor majoritari. Fiindcă într-un fel sau altul, nici noi cei prezenți în acest platou nu suntem de acord și nici nu cred că am fost vreodată cu aceste căsătorii timpurii, dar iată că într-un fel sau altul, direi cum am mai spus eu, într-un fel sau altul, au fost reprezentative pentru noi, fiindcă, iată, sunt legate de noi, de romii noștri. Da, de trecutul nostru. De trecutul nostru, da, dar vis-a-vis de ce spunea acum, că vis-a-vis de majoritate, îmi pare rău că trebuie să spun, eu chiar nu vreau să fac nici politică, nici să mă cer cu majoritarii. Dar culmea e că abia se așteaptă să facă cineva ceva rău ca să-i sară în cap. Dacă facem toată săptămâna numai lucruri bune, nimeni nu vine să spună absolut nimic despre acele lucruri. Absolut nimic. Dacă o singură dată cineva greșește, voit sau nevoit, aveți cuvântul meu de onoare că toată lumea ți se pune în cap. De ce oamenii buni spune că nu mai există? Mi-e și rușine să mai spun. Toată lumea spune, nu, nimeni nu mai are nimic cu țiganii, noi nu avem chiar nimic cu nimeni, că nu am avea cum, ar fi trebuit să fim nebuni. Și totuși, populația majoritară, e adevărat, îmi cer scuze, nu sunt toți la fel, este o mare parte, dar, din păcate, acea parte e foarte mare. Tu te referi însă, cred, Virai, și aici trebuie și să fim... Și la colegul nostru, da? Da, trebuie să fim oportun, da? Este vorba de acțiunea pe care noi am avut-o în colaborare cu domnul Vladu când am dăruit, practic, acele haine și gestul în sine făcut de acest acțiunea om... Era... Acțiunea era principală, primordială. Acțiunea care a desfășurat-o domnul Vladu nu s-a mai direcționat spre ea și lumea s-a discutat că noi nu am băgat un punct sau o virgulă. Mă rog, am rămas la manet. Lasă-o, o scoatem noi și de la manet. Nu asta e o problemă. Da. Dar acțiunea în sine, ceea ce era important și ceea ce până la urmă oamenii aia văd, aia nu era mai importantă decât virgulița aia? Era și știi de ce într-un fel... Nu, mie, sincer, și spun cu mâna pe suflet, îmi pare foarte rău, noi ne cunoaștem, eu mă cunosc cu Brăvenel, am fost la școală, dar nu știu de unde e. E un copil foarte bun, un băiat extraordinar. Nu pot să-mi dau seama de unde. Eu nu vreau să o pun nici pe calea, adică să o pun pe calea unor discuții care să nască în alții. Nu aș vrea. Până la urmă, cum am mai spus, stimați-le spectatori și cu riscul de a mă repeta tot timpul, nu vreau ca să credeți un fel sau altul că noi, grup de inițiativă, facem ceva politic, suntem apolitici. Însă, încă o dată, doresc să mă fac repetat atât eu, dar și colegii mei, cu toate că, iată, între noi putem să spunem, eu sunt reprezentant pentru grup de inițiativă, iar bunul meu prieten Virai este chiar reprezentativ pentru partidă. Un pic. Da. Chiar te rog să mă scuzi un pic. Mă așteptam la foarte mulți lideri să intervină, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru voi, pe cuvântul meu de onoare. Aici ar trebui să se vadă unitate, așa cum spunem noi și ceea ce ne dorim noi, oameni buni. Îmi pare foarte rău, sincer. Niciunul n-ați luat, niciunul n-ați venit să spuneți. Să ia poziție. Nu este un păcat, lucru... Da, e un lucru foarte rău. Eu sunt de acord cu tine nu și nu. Eu nu vreau, nu incit pe nimeni, nu spun să ne certăm cu nimeni, dar când un coleg de-al nostru, eu știu, îi se întâmplă ceva care, până la urmă, de fapt, el chiar nu greșește cu absolut nimic. Mi se pare că ar trebui să luăm poziție fiecare și așa pertinentă și cu bun simț. Eu tind să cred că în viitor apropiat exact așa vom fi o unitate cum practic ne și dorim și este cunoscut până la urmă și nu înțeleg de ce faptul că noi... Nu este vorba de promovare, stimați telespectatori. Nu suntem în campanie electorală. Nu facem campanie electorală în acest moment, cel puțin. Este vorba doar de omul care este alături de noi. Este vorba de domnul Alexandru Vladu. Este vorba de chiar și de domnul deputat Nicolae Florian. Fiindcă tot timpul când cerem câte ceva de la acești oameni și cu pregătire de la domnul Alexandru Vladu, sunt alături de noi. Ce ar trebui în momentul acela? Să le cerem sprijinul, dumnealor să vină în sprijinul nostru, cel puțin al comunității de romi, cu toate că dumnealui este alături de, practic, și de majoritari, și ce ar trebui să facem? Să-i mascăm, să-i ascundem. Noi nu promovăm funcție, nu aducem la cunoștință din ce clasă politică ar face dumnealor sau de unde ar proveni, nu facem decât să spunem omul. Dacă dumneavoastră, în momentul acesta,
Și tind să cred că nu este logic și elementar până la urmă ca să criticăm un om, indiferent că face parte dintr-o clasă politică, care o funcție, noi venim alături de omul acela și trebuie să-i spunem numele cu mare sfințenie, pot spune. De ce? Fiindcă este un om care te ajută efectiv. Dacă răutățile din partea altora sunt direcționate cu tot o altă parte, adică politic, să ne scuze Dumnezeu și bunul Dumnezeu, noi nu suntem politici. Noi nu dorim așa ceva, fiindcă dacă am fi fost politici, am fi dat naștere iar la sacoșele și fel de fel. Ok, sărim și, fiindcă tot am făcut și aceste mici lămuriri, fiindcă chiar doream să facem aceste precizări și iată că și bunul meu Virai până la urmă era, într-un fel sau altul, nu răzvrătit. Nu-i convenea faptul că tot timpul suntem ciuriți pentru un punct și o virgulă și stimați-le spectatori. Bă, trebuie să mai spun un singur lucru. Eram de acord. Da. Dacă tu făceai acel comentariu vis-a-vis de o gagică, vis-a-vis de o imagine, vis-a-vis de nu știu ce, acolo era o acțiune. Absolut. O acțiune care a bucurat foarte, foarte mulți oameni. Corect. Nu să mă credeți, să vedeți zâmbetul pe față. Și pentru că oricine, mai ales omul care ne-a ajutorat săracul, când primește ceva, e foarte mândru. E foarte bucuros. Și de ce să este? Bine că oamenii aceia nici măcar nu i-a interesat. Da, dar păi nu i-a interesat. Da, doar că omul Alexandru Vladu este alături și a făcut poză și le-a strâns mâna. În fine, iată că deja primim răspunsuri și pe calea paginii de socializare, dar și pe la platoul nostru în regie, felicitări pentru emisiune și pentru subiectul abordat. Salutări invitaților. Să-i trăiască nepotul domnului Virai. Mulțumesc. Și noi dorim tot la fel, tot respectul din lume pentru Virai și să-i dea Dumnezeu sănătate nepoțenului și familiei lui. Felicitări pentru emisiune și pentru subiectul abordat. Vă mulțumim, fiindcă ne trimiteți în continuu mesaje și le vom da citire din momentul în care ne vom... Nu, Marusica, asta înseamnă că oamenii se uită la noi. Și cum noi vorbeam și în spatele camerelor, eu cred că sunt mult mai mulți majoritari care ne urmăresc și le mulțumim și pe această cale. Oamenii care într-adevăr interesează comunitatea de români, pentru că trăim alături oameni buni. Noi, până la urmă, nu și noi suntem români. Noi nu ne-am... Bine că suntem mai bruneți. Suntem oameni, în primul rând. Înainte de orice, nu ar trebui să fim oameni sau să ne considere oameni. Pentru că noi nu avem nimic la... mai rău sau mai bun decât ceilalți. Sănătate pentru nepoțelul domnului Viorel. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Oameni buni, ăștia suntem buni, răi. Trăim de sute de ani. De dumneavoastră. Știi ce, la urmă, nu, ce nu mai înțeleg eu la anumite persoane și urmea persoane care chiar au ceva în spate, o școală mai... Noi am fost sclavi atâția ani. Ce nu ne înțeleg? Pentru că pentru asta asupra populației rome s-a răzvrătit. E o problemă gravă. Adică am trecut-o cu greu. Noi suntem într-o perioadă de tranziție. De ce nu ne înțeleg? Vrei să-ți dau eu adevărul? Păi nu adevărul, că adevărul poate nu știe nimeni. Da, după punctul tău de vedere, chiar l-aș vrea să... Fiindcă de ce nu ne înțeleg pentru toate lucrurile astea? Am să fiu onest la întrebarea ta, cu toate că tind să cred poate vom deranja unele persoane, dar trebuie să o spunem. Fiindcă, cum ai spus-o și tu, suntem într-o tranziție continuă, dar suntem într-o schimbare totală în bine. Suntem într-o schimbare totală și iată că venim cu calitățile care, în mod normal, unele persoane n-ar dori să le facă în comunitatea de țigani. Ar trebui să fie... Le bată deloc. Da, ar trebui, într-un fel sau altul, cum s-au învățat mulți oameni dintre majoritari, să fim cei cu capul jos. Dacă trec pe lângă noi și ne aruncă ceva, să zicem, boda proste și spune-mi unde să merg. Asta e ce... Dar acum avem demnitatea, stimați telespectatori, de a privi omul în față. De ce? Fiindcă în spatele nostru avem și noi experiența chiar a dumneavoastră. Avem experiența care până la urmă nouă ne face cinste și reprezentativ comunității de țigani, fiindcă, iată, noi în momentul acesta suntem lideri, nu că ne-am pus noi o titulatură. Nici eu, nici Virai, nici Cristina, nici Ionel și mulți alții care sunt alături de noi, nu ne-am pus noi o insignă să ne spunem lideri. Am fost aleși de cei din comunitatea de țigani datorită rezultatelor noastre. Și mai mult de atât, suntem susținuți de ei. Absolut. Și în mod sigur, și aici trebuie să punctăm, suntem chiar susținuți de această comunitate de romi. Poate că datorită unor persoane care au crezut că
dacă suntem liberi, lideri, cum în trecut erau alți lideri, am fi putut să facem unele, cum să spun, tranzacții cu dumnealor, iar noi am refuzat categoric, fiindcă până la urmă, încă o dată, trebuie să vă repetăm, țelul nostru este unul singur, stimați telespectatori, și cu pioșenie mă închin în fața celor care ne urmăriți continuu această emisiune și veniți de multe ori cu idei pentru noi, că noi nu vom dori altceva decât să avem țiganii noștri, cum le spuneți dumneavoastră, fiindcă da, virai iar trebuie să fac, chiar dacă suntem de enie, nu știu ce, la sfârșit se spune că toți țigani suntem. Nu vom dori decât să avem oamenii noștri în instituțiile statului pentru a fi reprezentativi pentru țiganii noștri, pentru a dovedi prin noi... Pentru a fi legale acolo, ca să nu ne mai dea nimeni la o parte. Corect. Și să putem fi un exemplu pentru cei care vin din spate, pentru tineretul nostru, pentru generația noastră. Toate că mulțumim acum persoanelor care, într-adevăr, s-au implicat extraordinar de mult pentru a ne ajuta. Și mai mult de atât, eu am spus un lucru și chiar făceam un comentariu la ceva pe Facebook. Bă, oameni buni, cum și domnul Florian, cum și domnul Vladu ne ajută. Măi, oamenii ăștia, când ar trebui să facă ceva bun pentru comunitate? În perioada alegerilor, atunci? Nu știu, a fost ales. Clar? Omul ăla deja din a doua zi și începe munca. Corect, intră în atribuțiunile sale. Și dacă el face un lucru bun, cum îl... Asta nu înțeleg eu. Ar trebui să nu facă nimic. Dacă nu face nimic nimeni, iar nu-i bine. Dacă fac ceva pentru comunitate sau nu numai pentru țigani, că n-au făcut lucruri numai pentru țigani, hai să fim serioși, să vedem lucrurile așa cum sunt. Pentru că și între oamenii care au venit duminic, sâmbătă, la ședință, erau și majoritari. Oameni care, într-adevăr, au nevoie de ajutor. Au fost 20 de familii. Da, nu, asta e problema. Problema e că noi n-am ținut cont niciodată și nici n-am avea cum să ținem cont vreodată, că spunem, bă, că ăla e român și că ăla e țigan. Ferească Dumnezeu, din contră, noi nu ne dorim așa ceva. Nu avem cum să ne dorim așa ceva. Dar chiar și noi pe teren, dacă găsim o familie majoritară, clar, o ajutăm. Clar. Cum? Dar culmea, între voi fetele, sunt fete majoritare, nu neapărat toate de etnie romă. Vă salut cu drag pe toți, vă felicit pentru emisiune. Tema aleasă este foarte interesantă pentru noi. Romii trebuie să înțeleagă că trăim în secolul 21 și că fără să prejudicieze tradițiile și cutumele acestei etnii, trebuie să ne adaptăm vremurilor pe care le trăim și să ne supunem legilor care ne guvernează. Iată, acest mesaj atât de cald, pot spune eu, este trimis de un țigan de-al nostru. Un țigan care până la urmă respectă tradițiile și cutumele. Asta trebuie să... Nu, cutumele nu. O să trebuiască să respectăm în continuare tradițiile, că e normal. Nu, le înțelege. Asta ne... Și iată că spune și face un apel către toată comunitatea de țigani, cel puțin în municipiul Giurgiu, și aduce la cunoștință că da, trăim în secolul 21 și trebuie ca atare să ne adaptăm și să ne implementăm până la urmă tuturor cerințelor care până la urmă nu sunt doar pentru noi, fiindcă legea este pentru toți, indiferent de religie, etnie, rasă și mai știu eu ce. Bun, Cristina, o să revin la tine cu această tema noastră, căsătoriile timpurii. Este cunoscut că tu ai o zonă, hai să spunem, zona rudarilor, fiindcă acolo ești tu, și din câte știm noi, rudarii, într-un fel sau altul, nu au aceste căsătorii timpurii. Nu. Poți să-mi spui din ce ai înțeles tu de-a lungul timpului, practic, de când ești ca mediator de un an jumătate, în această comunitate de rudari, de ce ei nu țin cont de aceste cutume să-și căsătorească, de exemplu, și data viitoare chiar vom avea pe cineva, pe Nea Vasile Moțuc, îl salutăm și pe dumnealui cu această ocazie, este reprezentantul nostru în comunitatea de rudari și avem tot sprijinul dumnealui ca de fiecare dată, este un om respectat în comunitatea de rudari și toți oamenii sunt alături de dumnealui. De ce crezi că ei nu-și căsătoresc copiii, fetele cu precădere, de timpuriu? Ei țin să cred că sunt mai realiști față de alte nații de țigani și au văzut totuși calea dreaptă, calea de a duce copilul la școală, de a nu-l căsători de mic. Au trăit așa cum au trăit ei, făcând linguri, făcând ceaoane, ce au făcut ei, dar sunt mult mai înțelegători, mai... Nu, aici mai vă ajut un pic, Cristina. Da, te rog. Aici chiar noi, romii între noi, și noi spunem că ei sunt caștalii, cum de fapt ne spune și nouă. Așa. Lăieșilor, da.
Într-adevăr, ei s-au depărtat foarte mult și de tradiții, și de obiceiuri, și de absolut de orice. Chiar ei nu știu să vorbească țigănește. Nu vorbesc. Da, da, da. Chiar nu vorbesc deloc țigănește. Și hai să nu spun, să nu spunem, trebuie să le spunem bun. În afară de țiganii tradiționali, nu mai, nicio altă nație nu mai face așa. Nicio altă. Ăia tradițional, tradițional a rămas așa. Vedeți, ăia, corturari, nu? Da. Cam așa, cum se numeau. Și ursarii... Nu, ursarii nu știu, da. Să știi că nu și mai și slătarii... Dar la ei sunt Rudarii nu. Și dar nu am auzit de căsătorile... Nu am auzit de aceste căsătorii timpurii la ei. Și eu am văzut țigani tradiționale care au luat foc pentru... Care sunt împotriva acestor căsătorii. E adevărat, este unul... Nu știu cum să-l numesc, vrea ăla să facă, aia și asta e, la noi imediat, orice se întâmplă, imediat să ia foc, imediat. Și referitor la căsătorile timpurii, mai mult rudari, ăsta, spăitorii? Nu, țiganii tradiționali, în general, mai și... fac. Și nici spăitorii noștri nu prea au mai făcut dată sau au mai cel făcut. Puțin, hai să nu ne neglijăm, spăitorii de la Giurgiu sunt față de alți spăitori din alte comunități foarte sub... Spăitorii de la Giurgiu, aproximativ, cred că 90% au fost la școală. Da, și încă da. Se duc. Se duc. Bună ziua invitaților dumneavoastră și, în ultimul rând, moderatorul emisiunii, fără de care nu se putea realiza multe lucruri. Este meritul dumneavoastră. Vă mulțumesc, dar, cum am mai spus-o și am să mă repet, meritul nu este numai al meu, și este al echipei mele, este al oamenilor care tot timpul suntem în comunitate, este meritul mediatoarelor, este meritul nostru, fiindcă tot timpul suntem prezenți și suntem alături de dumneavoastră, indiferent de oră și de vreme. Mai avem încă unul. Bună ziua tuturor invitaților dumneavoastră, țineți-o tot așa, într-adevăr tema emisiunii, tradițiile noastre sunt frumoase, dar ar trebui să dispară aceste cutume pe unde mai există. Deci iată că, practic, acest om care ne-a trimis mesajul este de etnie român, mă sigur, și iată că nici altele spectator nu este de acord cu aceste cutume, cu tradițiile, da. Dacă am face, eu știu, un sondaj, cred că proporție de 97%, 98%, dar nu cred că dacă nu 100%, nimeni nu mai vrea așa, mai sunt câte unii care trebuie să iați el ca să duce în frunte. Are datorie și vrea să scoată. Și până la urmă, Ioane, de exemplu, la tine, tu provii din rândul lăutarilor, să spunem noi așa, nu cred că greșesc, în mare parte, al lăutarilor. Părinții mei au fost lăutari. Iată, tind să cred că din enia ta, neamul tău, mai bine zis, cum spunem noi, eu participat, practic, datorită jobului, serviciului de așa natură, și la ursari, și la spoitori, și la lăiei, și la mulți țigani. Totuși nu au luat de acolo aceste tradiții, să le spunem noi, sau tot cutume sunt, da? Ca să-și căsătorească la rândul lor copiii de vreme. Adică cel puțin tu ai putea să ne spui din istoricul neamului tău, de exemplu, ce cunoști tu până în prezent, ar fi făcut aceste căsătorii timpurii? Țin să menționez că tatăl meu a fost a contact cu țambalul, bunicul meu a avut mai multe instrumente, între care basul, acordeonul, cu vioara, deci a fost un neam de lăutari. Problema a fost în felul următor, deci ce am văzut la ei și ce am ascultat, părinții și bunicii mei n-au fost căsătoriți niciodată de timpurii. Ceea ce se vorbea și s-auzea că se duc la nuți de copii mai mici de aia, întotdeauna au dezaprobat acest lucru, pentru că au considerat că copiii noștri, noi, în general, trebuie să ne axăm mai mult pe școală, pe învățătură, pentru că ei munceau pentru noi, iar noi n-aveam de făcut decât să mergem la școală. Eu, de exemplu, m-am căsătorit la 24 de ani. Băiatul meu, la ora actuală, are 27-28 de ani, care nu visează, vrea să-și termine școala, facultatea, masteratul. Studiile deci, superioare. Studiile superioare, deci nici el nu se gândește la așa ceva. Partea noastră, a leșilor, niciodată nu s-a gândit să căsătorească de timpurii, pentru că așa au învățat, așa au văzut în familie, la părinții noștri, la asta mă refer. Deci, cred că aceste cutume trebuie să dispară, ceea ce facem noi... Au dispărut foarte multe și... Da, ceea ce facem noi acum, grupul de inițiativă locală,
ținem decât să amintim că aceste cutume nu-și mai au rostul. Și îi îndemnăm pe toți care au în cap așa ceva să renunțe la ele și să-și trimită copiii la școală, pentru că ceea ce se învață la ora actuală, oriunde te duce, nu ai școală, nu ai parte de absolut nimic. Cristina, ținând cont că tu ești mamă de fată, bine că mai ai doi care e înfiat. Este vorba de căție, unul ți-l aduce geni și nu mai știu ce așa. Glumeam. Ținând cont că, deci, mă repet, tu ești mamă de fată, dacă, de exemplu, ar veni un țigan tradiționalist și ți-ar spune în felul următor: vreau să-ți cumpăr fata, fiindcă la noi așa se face și îți propun un târg și să fim atenți la sensul întrebării, să ținem cont că chiar dacă ești mamă de fată, dar fata ta ar avea o vârstă fragedă între 12 și 14 ani. Aici facem noi referire. Și aici referim și punctăm în mod strigent aici. Ai accepta această căsătorie timpurie? Niciodată. În primul rând, copilul ăla îi stricăm copilăria, la 12 ani e prea fraged. Ce să facă el? În loc să joace cu păpuși, să plimbe, să ducă la școală, să se căsătorească, are timp destul. După vârsta de 20 și avem timp destul de așa ceva. Nu este normal. Eu una nu mi-aș vinde copil. Asta înseamnă că tu-ți vinzi copil. Nu, exact. Acesta este și purul adevăr. Aceste cutume se referă strict, stimați telespectatori, la faptul că aceste căsătorii timpurii, să nu credeți că se fac într-un fel sau altul de plăcere. Se fac și de plăcere, însă cel mai mult persistă latura materială. Da, da, aia nu se presupune că nu se dăvezi, Doamne, ca vându-o copilul. Da. Valoarea copilului a fost... Valoarea copilului, valoarea cumpărată. Copilului meu e nemăsurată. Absolut, nu, eu vorbeam și despre da, ce se asta se parvine în cutume, da. Practic, acea sumă se... Da, așa este reprezentativă pentru valoarea copilului. E un lucru extraordinar de urât, e un lucru... Mai bine ca... ingrat, chiar nu se merită să se mai facă așa ceva. Să-și ia pe cine vrea, nu că oblig eu să-l ia pe X. De-aia spun, pentru că din ce cunosc eu de la țiganii tradiționali, chiar ei îmi spuneau, mulți îmi spunea dintre ei, întotdeauna mamele nu erau de acord. Bine, sunt și cazuri, poate și mamele. Dar în marea majoritate a cazurilor, mamele întotdeauna plângeau și nu-și doreau ca... Îți dai seama, ea dar erau obligate de situații. Nu, erau ca obligate mamă. De soț. Întotdeauna la noi a fost tradiția așa, au ținut ca bărbatul e capul familiei. El decide, el... Iată, iar am primit un mesaj. Vreau să mă căsătoresc și nu pot. Vă rog să-mi dați un răspuns. Pe ADR vă salută și este alături de voi. Și noi vă salutăm pe această cale, pe dumneavoastră, prietenii noștri și colegii din PADR, însă chiar nu înțeleg, vreau să mă căsătoresc și nu pot. Ce vârstă are? Trebuie să existe un motiv, în primul rând. Da, dar nu suntem agenție matrimonială, da. Și deci... Deci nu vreau să mă căsătoresc, sunt mai e multe... Problema, da. Nu, dar să apeleze la o agenție matrimonială. Păi există și de-astea? Da. Și să revenim, ar fi bine ca în aceste familii de țigani, cum suntem noi, în cazurile astea în care tatăl vrea să-și căsătorească fica. Deci, nu, altceva vreau să zic. Ca și mama copilului să aibă un punct de vedere în fața tatălui. De la zice până la face, e cale lungă. Deci asta e părerea mea. Ca e mamă. Părerea ta, trebuie să înțelegi. Dacă așa se erau lucrurile, stăteau la vremea aceea. Corect. Bărbatul, el tăia, el spânzura, cum spunea el. Cristina, obiectivul vostru, practic, al mediatorului sanitar este să prevenzi de a se mai consuma astfel de căsătorii, da, în familie de țigani? Da. Și credeți că într-un fel sau altul influența voastră a mediatorilor sanitare se face simțită? Se face simțită pentru că... Și țin cont de sfaturile voastre? Țin, îi aducem pe calea cea dreaptă, le spunem că nu este bine, lucrăm mult cu ei, discutăm foarte mult, discutăm mai multe probleme, nu numai un singur lucru, și facem totuși să înțeleagă că nu este bine așa ceva. Știi de ce te-am întrebat? Scuză-mă un pic, o secundă. Fiindcă avem un mesaj. Da. Acestea sunt obiectivele mediatoarelor sanitare. Vă buc cu drag pe toți genii. Și am vrut chiar tu să ne aduci la cunoștință, până la urmă, din tainele voastre ale mediatoarelor sanitare. De ce spun taine? Fiindcă este cunoscut că, în mod normal, voi nu mergeți întotdeauna doar pe acele
câteva rânduri pe care voi ar trebui să le puneți în aplicare și de multe ori vă mai pierdeți din timpul vostru prețios și veniți cu alte sfaturi pentru comunitatea de țigani și până la urmă dați deoparte și latura voastră a meseriei și veniți în mijlocul țiganilor pentru a încerca să-i faceți să înțeleagă că aceste cutume nu fac bine în primul rând comunității de țigani și de ce nu, până la urmă aceilor copii mici care... În primul rând, suportă până la urmă aceste traume. Da. Da, ceea ce fac fetele acestea ale noastre mediatoarele sanitare, ele duc și o muncă socială cu aceste femei de etnie romă și o muncă pe bază de cultură de sex, deci le învață cum să facă, să nu mai facă să protejeze. Copii, protejarea și e un lucru metode contracepționale. Contraceptive. Deci asta fac fetele noastre. Deci e un lucru extraordinar de bun, pentru că ceea ce învață aceste femei de etnie romă, multe dintre ele sunt și puțin mai mult decât analfabete. Deci nu știu să citească, nu știu să scrie o parte dintre ele. Ceea ce fac aceste fete este această educație care le învață să nu mai procreeze fără să își dea seama sau să știe ceea ce fac. Deci până la urmă, stimați telespectatori, după cum vedeți și dumneavoastră, nici nouă nu ne fac bine aceste căsătorii timpurii, cu toate că sunt între da și nu, sunt între comunitatea noastră de țigani până la urmă și este un război continuu, practic tot în comunitatea noastră de țigani între două tabere. Cei care doresc și pot spune că îi putem minimaliza încă aceste probleme și cei care nu. Nu, mai sunt și cei care nu interesează de ce se întâmplă. Și aici, da. Sunt pasivi. Și cu toate că sunt oameni foarte bine pus sus și nu interesează. E foarte grav din punctul meu de vedere. Și ce consideri sau ce crezi că ar trebui Virai într-un fel sau altul? Cum crezi tu că ar trebui aportul nostru să-l aducem în astfel de situații? Deci eu am o legătură foarte, după cum foarte bine știți și telespectatorii știu asta, cu țiganii tradiționali, nu numai din oraș, mă cunosc foarte bine în toată țara și deci întotdeauna când am fost și chiar să-mi scuze modestia, de foarte multe ori am fost întrebat și au așteptat sfaturi de la mine. Niciodată, absolut niciodată, nu le-am dat sfaturi greșite. Chiar dacă poate eu am greșit într-un anume fel, celelalte persoane i-am spus, bă, să nu faci lucrul ăla pentru că nu. Deci i-am și spus de ce. Uite, eu l-am greșit. Nu mai greșit și tu. Am vorbit de pildă cu ăsta, cu Florin Motoi, cu rândul da, da. Care chiar îl salut pe această cale, un om care chiar foarte înverșunat. De ce? Acel țigan face parte și din țiganii tradiționali. Face parte din... El nu este de acord și foarte înverșunat împotriva acestor căsătorii timpurii. Chiar l-am văzut foarte mult și pe așa de site-urile de socializare, și pe la televiziune l-am văzut când întotdeauna îl felicit pentru asta, rândunic că e un om care eu îl respect foarte mult, chiar dacă nu avem nimic, nicio latură care să coincidă drumurile noastre, dar el ca om e un om deosebit. De ce ți-am zis? Întotdeauna a pus punctul pe ei, un țigan care nu s-a dat la o parte și el a venit și a certat foarte mult țigan care, într-adevăr, pot să facă multe lucruri pentru țigani, dar nu se bagă. Și e un lucru foarte grav, asta îmi pare foarte rău. Păi și tinzi să crezi dacă nu se bagă, dar este reprezentativ. De ce? Spun eu, de ce? Are un scop, tinzi. Da, nu un scop, le este rușine că sunt țigani. David, ai deodată ce vii în fața... Păi dacă el are deja e situat undeva în nume acum. Așa. Îți dau și nume dacă îi zici până la urmă. Da. Așa. De pildă, sociologul ăla, cum doamne iartă-mă, îl cheamă. Ionescu? Nu Ionescu. Da. Uitat cum îl cheamă. Mă rog. Țigan negru, urât. Vine el pe la Antena 3. Așa. E, țiganul ăla, el e atât de negru, încât e rușine să spună că e țigan. Nu prea le interesează problemele. Dacă într-adevăr facem un proiect, suntem acolo. Atunci da, e prezent. Acolo, da. Și vezi cum e gelul duminic, ai văzut? Da. Da. Se implică acel om. Da. Știe ce înseamnă. Ai văzut? Îți spune o vorbă, o pui la inimă.
Deci asta înseamnă țiganii care într-adevăr se implică și fac lucruri și speciale și vor să ajute. Dar nu se laudă. Nu se laudă, nu, pentru că toți care vor să fac lucruri reale, asta e important. Se implică în comunitate. Sigur. Dar mai sunt și de ăștia care le e rușine că sunt bruneți. Dacă ești blond, fac pariu cu tine că nu spune niciodată că e țigan. Da, dar tot beneficia după latura aceasta a proiectelor europene. Cred că prefera să nici nu beneficieze, numai să nu zică că e țigan. Sunt mulți care le e rușine să spună că e țigan. Regia, am și eu rugămintea, dacă aveți dumneavoastră pregătit acel material și pentru noi, pentru a putea să discutăm, vă rog mult de tot, colegii mei, cei mai buni colegi din lume. Proiectul Consens, campanie de conștientizare și sensibilizare privind efectele negative ale violenței în familie în rândul populației de origine romă din regiunea București, Ilfov și Sud-Muntenia, face parte din programul de finanțare Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex, printr-un garant acordat de Norvegia în cadrul mecanismului financiar norvegian 2009-2014. În cadrul proiectului, reprezentanții desfășoară acțiuni de conștientizare și sensibilizare a victimelor violenței domestice de etnie romă. O astfel de acțiune a avut loc astăzi și în municipiul Giurgiu. Violența domestică este o realitate în România, se manifestă pe toate grupurile sociale și toate clasele sociale, dar acest proiect are ca populație țintă dumneavoastră. Vom discuta destul de mult despre ceea ce înseamnă familia, ceea ce înseamnă violența, efectele violenței, rolul nostru în cadrul familiei, rolul nostru în cadrul societății și ce putem face în cazul în care suntem în situația de a fi victime ale violenței. Acțiunea de conștientizare s-a derulat la Giurgiu cu ajutorul grupului de inițiativă locală pentru incluziunea romilor. La seminar au participat peste 40 de persoane de etnie romă, persoane care ar putea fi potențiale victime ale violenței domestice. În cadrul seminarului, participanții au avut de completat anumite chestionare cu privire la violență. De asemenea, reprezentanții proiectului le-au explicat persoanelor aflate în sală despre tipurile violenței și efectele ei. Iată, după câte vedeți și dumneavoastră, stimațele spectatori, grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor are ca scop până la urmă prevenirea și combaterea acestui fenomen destul de grav în rândul comunității noastre de romi. Este vorba de violența domestică în rândul femeilor de etnie romă. Și nu numai, din păcate asta se întâmplă. Cam pretutindeni, dar cu pregădere. Și știi că așa e virai în rândul comunității noastre de romi. Aici, iată, am avut surprinza să constatăm că au fost femeile rome din diverse cartiere de țigani, unde, într-un fel sau altul, cu ceva timp în urmă, nu ar fi participat la astfel de seminarii, fiindcă au fost două seminarii deosebite, cu teme destul de bune și abordabile pentru orice femeie din rândul comunității de romi. Și chiar au participat la discurs și pot să spun că, într-un fel sau altul, chiar și noi, cei care, într-un fel sau altul, credeam că știm cât de cât ce înseamnă violența domestică în rândul femeilor de rome, ne-au mai adus unele lămuriri care, într-un fel sau altul, ne-au lăsat un gust amar, necrezând, într-un fel sau altul, că în secolul 21 încă se mai practică astfel de cruzim, pot spune eu. Dar iată că au avut puterea și au puterea să treacă peste orice și să vină acolo unde cred că pot primi aceste sfaturi și de ce nu, să fie acea dragoste în familia noastră de țigani tot timpul. Au participat un număr, cum ați văzut și din reportaj, de 40 de femei de etnie romă și aceste femei au avut multe de învățat. Au învățat până la urmă că o familie nu înseamnă numai, cum a spus și Virai un pic la început, bărbatul să ia toate hotărârile, fie bune, fie rău, când vine la casă și începe să cânte, că este nebunul, să intre sub masă. Nu merge așa că vine nebunul, cum zice Virai, ai lodilo, hai te șasa mea, palaisinia. Îl bate lumea pe stradă și acasă. Da, e zmeu. Zmeul. Nu știa facă așa. Să știi că numai bărbații ăștia facă așa. Da, știu. Numai ăștia facă așa, da? Hei, iată că au concretizat, după câte ați văzut și din filmare, și încă o dată trebuie să mulțumesc colegilor mei din cadrul televiziunii locale TV Giurgiu pentru promptitudinea cu care au venit la acest seminar. Este un lucru până la urmă de remarcat că, într-un fel, în municipiul Giurgiu, cum am spus-o, nu mai există, într-un fel, lideri. Și încep să cred că există lidere
Da. Deci femeile primește și ele calitatea de lider. De ce? Fiindcă chiar au spus că acasă vor avea o altă schimbare, vor dovedi că până la urmă fac parte adică din aceeași familie. Adică vor pune una pe făcăleț. Bineînțeles că până la urmă ce putea să facă acest partid? Când l-auzea pe Dilou că cântă după ușă... Pune mâna pe făcăleț. Da. Și până la urmă au înțeles că familia este și la bun, și la bine și la rău și formează un tot. Cristina, voi începe și pe această latură tot cu tine. Cum crezi tu că ți se pare până la urmă că ar trebui într-un fel sau altul combătut acest lucru care într-un fel sau altul vine în defavoarea femeii rome? Violența domestică. Și culmea, multe nici nu raportează acest lucru, rămân înghesuite în același colț și aici, nu fac nicio mișcare. Asta e problema. Aici e marea asta problemă. Pentru că femeile nu știu că sunt centre... Nu, numai asta. Deci nu, aici nu. Vorbim de familiile de țigan, da? Corect. Da. Ei, nu, la noi se spune, e rușine să facă așa ceva. Să facă pasul. Da. Ce să va spune singur. Mama? Ce va spune tata? Ce vor spune frații mei? Neamurile, prietenii? Deci de aici și pornește treaba asta. Pentru că la noi, într-adevăr, în familiile de majoritari, femeia, cu toate, că sunt și acolo femei care nu se duc neapărat imediat, că zice să nu-l bage la pușcărie, să nu se întâmple ceva cu el. Dar la noi există aceste cutume care încă mai țin și îmi pare foarte rău. Ține chestia asta. Sunt două probleme. Sunt de frică. Una e de frică și una e de rușine. Nu, asta e... Mai depinde și de tăria femeii, vreau să spun. Ba da. Ba da, eu nu sunt de acord ca o femeie să rapă la bărbat. Păi una, eu asta vorbesc și asta. Ți-am zis, femeile de, care se întâmplă cu ele și fac așa, de-aia fac. Că sunt și care... Fiecare vorbește din perspectivă, uite, cum a spus Cristina. Mai sunt săracele unele care n-au să ducă și de frică, că știe n-au că servici, nimeni nu poate să vină nimeni în ajutorul ei. Aici e problema, de-aia sunt bune seminarii. De-aia pentru că acolo văd, băi, oameni buni, cineva, uite, se poate ocupa de voi. Dar numai să știți, e foarte important să fie... Și să trebuie fie să ai și puțină tărie, să mergi mai departe și să înfrunți singură chestia. Vă mulțumim dumneavoastră, dar și omului Vlado Alexandru, e care este alături de noi. Și noi vă mulțumim dumneavoastră și bineînțeles și... E foarte ușor de vorbit, Cristina. Eu vorbesc în prisma mea. Păi nu. Eu așa am pățit. Da, poate tu ai o familie fericită, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc la fel. Stai liniștit. Sunt familii grele care unde săraca nu are unde a plecat de acasă. Mai făcut i-a pus ăla și vreo 4-5 copii și zice unde mă duc. Fiecare a avut în viața lui să vă dau un exemplu concret. Sunt tradiționalist și pot să spun că am trecut prin lucrurile astea când eram copil și din cauza aceasta virai și stimațele spectatori, trebuie să ai tăria de caracter și să schimbi ce e bun și ce e rău. Ceva ce ai, tu percepi negativ. Corect. Mulțumesc până la urmă bunului Dumnezeu și de ce nu chiar și tatălui meu să-i fie țărâna ușoară, fiindcă el a dorit să mă duc la școală și practic să-mi schimb radical acest comportament, fiindcă verii mei, neamurile mele, încă respectă aceste, nu sunt tradiții nici astea, da? Sunt cutume și astea. Bateți femeia, calcă în picioare, ea trebuie să zică ca tine. La 3 dimineața, dacă ai făcut așa, trebuie... mama mea a fost una din categoria femeilor, care chiar pot să spun că a fost schingiuită. Și dormea afară, că nu-mi e rușine să o spun, dormea la bazin, ca eu să dorm în casă. Pentru mine a fost un chin, când tata venea beat, știam că trebuie să ia la umor, să-i zică gelozii și, practic, săraca, când mergea la o petrecere, nu-i ridica ochii de jos, știind că dacă îi vede ochii sus, da. Gata, și-o lua. Și exact așa și-o lua. Fie da, fie nu. Dimineața știa că trebuie să-și ia și prefera să doarmă afară. M-ați înțeles ca eu, cel puțin eu, băiatul ei, să doarmă în casă și să fiu în siguranță. M-ați înțeles? Și revin la ce ai spus tu, Cristina, avea unde să se ducă. Avea atâția frați. Bunicii mei trăiau în acea perioadă. Pot să spun că chiar veneau și îl certau pe tata când se trezea, dar îl certa pe tata, iar la sfârșit avea o vorbă. Nu-i spunea că e țigan. Logic, îi spunea trebuie să stai lângă bărbatul tău, că el e bărbatul tău. Ai văzut? Mai înțeleg. Deci indiferent, îl făcea pe tata într-un fel cu om și cu oțel, da. Iar la sfârșit îi spunea vorba... Tu trebuie să suferi. Absolut. Să nu ne facem trebuie de să stai râs, lângă să bărbatul nu... tău, ce faci eu? Ce înseamnă să vii la mine? Lăsăm copiii pe drumuri, el acolo. Ce faci? Unde rămâne fita? Unde rămâne fita? Da. Ei, și iată că eu am învățat lucrurile astea și
învățându-le, am spus nu voi fi niciodată de acord cu ele. Da, pentru că nu ți-au plăcut, normal. Nu mi-au plăcut. Și am realizat că până la urmă femeia trebuie să te respecte, nu, să, nu zic nu, fiindcă nu, la noi la țigani... Eu cred că mai mult trebuie să o respecti tu pe ea. Da, dar la noi la țigani este vorba, până la urmă, dar ai zis bine, noi o respectăm, dar noi avem așa noi ceva care, acum realizez când discuția care o am cu tine, că noi trebuie să avem o autoritate. Nu e vorba de respect, cum a spus și Virai, toți ne respectăm femeile peste măsură și cred că nici tata, că o avea ședințele acestea cu ea, nu cred că nu o respecta pe mama mea. Dar el dorea să se simtă autoritate, să se simtă bărbat, să se simtă macho, ca în vremurile noastre. Dar asta există la noi încă, mai tindem să, și când ridicăm glasul și când ne enervăm, să dovedim că încă noi suntem bărbat în casa aia. Dar respectul, eu cred că este reciproc și mai cu seamă noi îl avem, cel puțin eu, Virai. Ei, suntem altă generație. Da, fiindcă suntem altă generație. De generația noastră fetizăm altfel. Tatăl tău, Dumnezeu să-l ierte, venea dintr-o familie de țigani tradiționali. Da, ursari, da, nu pot așa. Să... La ei era, de altfel, și acum mai sunt. Cu părere de rău spun, și acum mai sunt țigani. Și ursari și plăiești, da, de toate, care țin de chestia asta. Păi, eu te-am făcut, eu te omor. Eu te-am luat de la măta și eu. Da, da, da. Și ne pare rău că se întâmplă, încă se mai întâmplă așa. Și probabil de-aia se întâmplă ceea ce se întâmplă. Poate probabil o iubea mai mult decât pe orice pe lume. Dar, nu știu, nebunea la aia din capul lor și să... Asta erau lucrurile, așa se întâmpla la țiganii noștri mai... Da. Ceea ce vreau să spun este că noi, generația noastră... Dar noi a dispărut deja foarte mult. Vreau să spun că generația noastră a trecut... Exact cum a spus și Marius, am fost cam la jumătate între aceste probleme, dar am știut să alegem ce e bine și ce e rău. Nu mai, asta hai, am să văzut. Hai să nu ne lăudăm. Nu ne lăudăm. Știu, nu, păi nu, vreau nu, să spun că ce a văzut că... copiii noștri la noi, aia fac. Nu, a plecat tot de la părinții noștri, atâta timp. Da, cât da, da, ai știut să alegi. Nu, băiatule, păi ascultă. Cum nu, băiatule, nu, când n-ai nu știu, dacă nu te duceai la școală, nu știi. Corect, dacă nu de ce vorbim, despre ce vorbim? Am fost la școală. Tomate, păi și asta datorită cu ei fost. A părinților. Și atunci despre ce vorbim? Tomate, asta, nu că am știut noi. Eu nu vreau să ne aducem nouă, vai, lauri, noi am trecut până astea și am văzut ce putem să alegem. Nu e adevărat, datorită părinților noștri. Pentru că ei au văzut la părinților. Ce au văzut la părinților? Ce au văzut, mă rog, problema lor. Am văzut școală. Ei asta au făcut, au încercat să ne dea la școală, să avem o educație, să știm de rușine și în momentul în care te duci la școală și știi de rușine, nu mai faci lucrurile cum le-a făcut și ceilalți. Că dacă nici tu nu mergeai la școală să ai niciunul, același lucru făceam și eu acasă. Eu sunt Gogus. Nu contest treaba asta. Păi asta e când erai mic și să lua unul mai mare deci de tine, nu ridicai capul, nu ridicai. Da, pentru că era respectul care spunea de acasă. Fă și acum la fel. Domnule moderator, vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi și dumneavoastră, dar și domnul Virai și nu trebuie să uităm niciodată sprijinul pe care ne-l dă omul nostru de suflet, cum îl numi și dumneavoastră, dar și noi țiganii. Om, este vorba de omul Alexandru Vlad. Și noi vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și da, știm că așa este, omul Alexandru Vlad este alături de noi, comunitatea de țigani și nu numai, și de majoritari și până la urmă face și dumneavoastră ce poate pentru toată lumea. Până la urmă... face parte din grupul local de lucru, mă băiatul. Da, președintele grupului local. Și omul ăla face, nu-și face altceva decât își face mizerie. Corect. Și să mai pune și suflet. Și suflet azi, ei, da. Dar vezi, faptul că dumnealui pune suflet este criticat. Ba chiar și, nu că își face datorie. Și criticat. Nu, iată, acum până la urmă nu mai trebuie să ne spunem unul altuia sau să ne mai certe cineva să ne spune de domnul Vladu, că până la urmă dumnealui este și înnobilat. Ai rămas uimit. Da, e bulibaș. Are titlul de bulibaș al romilor. Nu are, mă, astea cu părinții chiar nu deranjează. Nu, nu deranjează, știu, și chiar râde când aude chestiile astea. Păi, dar i-am și spus ce înseamnă. Da. Să fii bulibaș și... Da, e o cinste până la urmă. E un titlu nobil. Și atât, stimați telespectatori. Nu oricine ajunge bulibaș. Aici ai și râde, frate. Să judeci ce alea are. Hai, te ies, mă. Să iei hotărâri într-o ceată. Hei. Și să le și urmeze. Absolut. E hotărât într-o ceată, cum se numește ceata Giurgiu, e ceva. Da. Iată, stimați telespectatori, că cele două teme, căsătoriile timpurii și violența domestică în rândul familiilor de romi, cu pregătire către femeile rome,
Ne-au răpit extraordinar de repede cele 60 de minute și cu pași extraordinar de repede ne-am apropiat spre sfârșitul emisiunii noastre. Încă o dată eu doresc să mulțumesc și pe această cale să rămână tuturor telespectatorilor care ne urmăresc și, cum a spus și Virai și colegii noștri, rămânem surprinși, plăcut de câți oameni urmăresc emisiunea noastră și de faptul că primim mesaje, primim telefoane, primim de la dumnealor indicații ce și cum trebuie să facem și suntem recunoscuți când mergem oriunde, nu ne face decât cinste, fiindcă suntem arătați cu cea mai mare bucurie și încă o dată trebuie să mulțumesc, da, să nu uit, puștilor după șoseaua Ghizdarului, care de fiecare dată când trec cu mașina strigă în gura mare, nenea, conviețui! Ioane, fiindcă uite, sunt... Uite, da, uite. După fiecare emisiune primesc cât mai multe cereri de prietenie pe Facebook. Ca să vezi la fiecare emisiune. S-a întâmplat. Stai cu minte că ajungi acasă, Virai. Nu, a, de la Facebook, nu. De la băieți, nu de la fete. Da, adevărul ăsta e să știi și să știi că eu chiar am rămas și eu surprins câți oameni. De ce gândești neapărat imediat te duci? Am zis și eu așa că te-a cuvenit și tu, tataie, ce să mai zic. Asta e și un motiv. Fiindcă adevărat este... primesc cereri din partea unor oameni care care nu-i cunoști, care de ei te cunosc de acolo și reprezintă ceva până la urmă în sistemul acesta. Și au văzut că, bă, uite, oamenii ăștia chiar fac ceva, se mișcă. Corect. Până la urmă este vorba de cinstea noastră, de respectul pe care ne l-am căpătat de-a lungul timpului și cu mare eforturi. Și trebuie să precizăm, stimați telespectatori, că nu vom permite nimănui, dar nimănui, să ne știrbească prestigiul nostru și respectul pe care l-am câștigat și de o parte a majoritarilor, dar și de o parte în partea noastră a țiganilor. Ioane? Da. Deles, că suntem spre finalul emisiunii. Da. Ceea ce trebuie să concluzionăm este ca noi să muncim pe această temă și să aducem la cunoștință cât se poate de mult comunității de etnie romă că aceste căsătorii timpurii fac mai mult rău decât bine. Cristina? Țin să o salut pe mama mea și să-i urez la mulți ani când în curând va fi Sfântă Maria și pentru toată lumea cu nume de Marin. Țin să o salut pe fetița mea din Anglia, pe Dani, colegele mele mediatoare, inclusiv pe Vali, colega mea, și pe Carla și pe toată lumea. Și să o ținem tot așa, să mergem, să vedem calea cea bună. Vire. Mie nu rămâne decât să le spun telespectatorilor și celor care sunt acum aici și celor care vor fi, că suntem lângă ei, nu-i vom lăsa și nu-i vom dezamăgi niciodată. Iată că și eu, stimați telespectatori, nu pot să vă spun decât același lucru pe care l-au repetat colegii mei și nu pot să vă spun decât cu ocazia Sfintei Mării, la mulți ani, să-mi salut și eu mama mea, băiatul meu, puștiul meu, fata mea, Ana Maria, pe toți cei care poate să dea Dumnezeu la toată lumea, pe Andra Maria, că și ea este tot Mărie și este și ziua ei, la mulți ani și pentru ea, și pentru toți colegii și prietenii noștri care poartă acest nume sfânt, le dorim la mulți ani. La mulți ani marinilor. Marinilor, cum spune și Ion, dar nu mariilor, așa. Încă o dată să rămână mama mea ție și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu, Marii, de-a tăi de dreptul meu, de el, Budbach, hai să stimos. La revedere și numai bine vă dorim.